Iubiți credincioși, trăim în această săptămână, până în această seară, în lumina Învierii și a sărbătorii Sfinților Femei Mironosite, când este ziua femeii creștine. Și pentru că am sărbătorit duminica ce a trecut pe Sfintele Femei Mironosite, pe Maica Domnului, cea din tâi mironosiță și cea din tâi dintre femei, m-am gândit să vă spun câteva lucruri despre rolul femeii creștine. Iubiți credincioși, femeia este o creație cu totul aparte a lui Dumnezeu. Este o creație specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu, creind-o la oareceva timp după ce l-a creat pe Adam, întâiul om, strămoșul nostru, apoi, adormindu-l, ne spune Sfânta Scriptură, a adus somn greu peste el, i-a luat o coastă undeva sub inimă și din coasta lui i-a făcut femeie. Și Adam, văzându-o, a spus: iată os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul ei. Femeia a fost făcută ca să-i fie bărbatului ajutor potrivit, așa ne spune Sfânta Scriptură. Ei au trăit, Adam și Eva, strămoșii noștri, au trăit în rai câteva zeci de ani, sau câteva sute de ani, spun Sfinți Părinți. Erau ca doi copii nevinovați de 3 luni, îmbrăcați în har dumnezeiesc și trebuiau să rămână în această ascultare de Dumnezeu, un har dumnezeiesc, și ar fi născut, ne spun Sfinții Părinți, că ar fi născut prin puterea Harului lui Dumnezeu, fără unire trupească, care este dată animalelor. Adică n-ar fi căzut la starea de om animal niciodată, dacă n-ar fi căzut în neascultare. Ei, cea din tâi femeie, strămoașa Eva, s-a lăsat sedusă de Satan, care a intrat în șarpe, care era cel mai frumos și mai fascinat, mai înțelept dintre toate animalele, și prin aceasta a ispitit-o și a pus la îndoială Satana cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care l-a spus să nu mănânce din pomul oprit ca să nu moară cu moarte. Și când veți mânca cu moarte, veți muri. Satana a spus: nu, nu veți muri, dar veți fi ca Dumnezeu. Deci Satana a mințit-o și, practic, lăsându-se sedusă, înșelată, mințită, femeia a fost poarta păcatului în firea omenească. Prin femeie a intrat păcatul, ea a gustat din pomul oprit, iar apoi l-a sedus și pe bărbat. Ea, Eva, l-a sedus și pe strămoșul nostru, pe întâiul om, pe strămoșul Adam, și astfel au păcătuit și, prin păcat, practic, au căzut la starea de om animal, au fost alungați din rai și apoi s-a căzut la starea aceasta de om demon, și toată decăderea aceasta umană, care o cunoaștem noi în istoria umanității de mii de ani, cu atâtea căderi și răutăți. Ei, femeia, după cădere, i-a devenit lui Adam soție. Adică soție, nu doar ajutor, ci soție. Și ea, după aceea, în vechime, datorită faptului că se păstra în tradiție, în istorie, că prin ea a intrat păcatul în lume, ea a primit acest blestem, cumva, blestem ca urmare a păcatului de la Dumnezeu. Șarpele a fost blestemat să se tărască pe pământ și să mănânce pământ. El, care avea picioare mai multe și copite, acum merge pe pământ. Femeia să nască în dureri, să fie atrasă spre bărbat și să fie supusă bărbatului. Aceasta e pedeapsa păcatului. Iar bărbatul să-și câștige pâinea în sudoarea fruntei, adică să muncească din greu pentru a-și câștiga pâinea. Ceea ce la început nu avea, că toate veneau prin darul lui Dumnezeu într-o viață fericită, fără ca să muncească din greu, să transpire și în sudoarea frunții să-și mănânce pâinea sa.
Ei, de-a lungul istoriei, timp de 5506 ani, femeia a fost unul din bunurile bărbatului. Ea i-a fost soție, dar, așa cum v-am spus, un nepot de-a lui Cain, Lameh, a luat două soții, a înființat poligamia și astfel femeia a devenit oarecum nu doar soția bărbatului supusă, ci aproape ca o unealtă în mâna bărbatului, ca o sclavă, fiind supuse și bărbat avea asupra ei drept de viață și de moarte. Așa a fost în toate popoarele lumii, timp de mii de ani, până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Ei, această stare a femeii se schimbă într-un mod minunat prin preacurata Maica Domnului. Maica Domnului este femeie, este născută din Sfinții Părinți Ioachim și Ana la o vârstă foarte înaintată, 80 de ani, spune Sfântul Ioachim, și vreo 75 Sfânta Ana, sau mai mult, după o viață întreagă de posturi și de rugăciuni, în care își doreau atât de mult să nască un copil, li s-a dat să fie bunicii lui Dumnezeu, să nască pe Fica lui Dumnezeu, pe Preacurată Fecioară Maria, și din ea să se nască Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, din Duhul Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu și din sângele ei cel fecioresc. Și astfel, Preacurata Fecioară Maria, ia cum, oarecum, odată ce se naște, ea devine noua Evă. Ea reușește să trăiască viață fără păcat. Și prin aceasta rostul femeii se schimbă. Femeia nu doar că este înălțată la starea de egalitate cu bărbatul, ci este înălțată chiar mai sus decât bărbatul, oarecum dintre toți bărbații, afară de Fiul lui Dumnezeu, care este om fără păcat, dar și Dumnezeu fără păcat în același timp, este și Dumnezeu, ea, Maica Domnului, reușește prin viața ei fără păcat să ridice până la nivelul lui Dumnezeu, să stea de-a dreapta Sfintei Treimi, mai presus de toți oamenii, mai presus de toți îngerii de cele nouă cete îngerești, mai presus de heruvim, serafim, tronuri, începătorii, stăpânii, domnii, arhanghi. Iată așadar că prin Maica Domnului, cea de-a doua Evă, rostul femeii se schimbă. Maica Domnului a trăit de la 3 ani în Sfânta Sfintelor, în templu. Și ea și-a luat Sfântul Arhanghel Gavril, a învățat rugăciunea minții și ea se spune că atât de mult și-a păzit mintea, încât niciodată n-a primit în mintea ei, în gândul ei sau în sufletul ei, vreun gând care să nu-i placă lui Dumnezeu. Și toate gândurile ei erau doar cum să placă lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae Cabasila, spune Marele Mistric din secolul XIII-lea, spune că Maica Domnului a reușit ceea ce n-au reușit toți sfinții și toți drepții, toți prorocii, apostolii, bărbații de-a lungul întregii istoriei lui. Adică ea a reușit de una singură să trăiască viață fără păcat, să declare război și să le înfrângă pe toate imperiile drăcești, care ispitesc firea omenească și o duc la păcat, măcar cu gândul. Ea a reușit să le biruie și că este singura ființă din lume care și-a pus în gând, și-a pus toată inima ei, toată mintea ei, toată voința ei, toată virtutea ei, doar ca să nu păcătuiască, doar ca să placă lui Dumnezeu. Niciun om în istoria lumii n-a mai făcut așa ceva, adică să-și pună toate virtuțile lui, talentele lui, au mai fost oameni deosebit și unii chiar genii, dăruiți, dar din păcate nu s-au pus doar în slujba lui Dumnezeu. N-au făcut acest lucru ca să toată inima lor, toată mintea lor, toată voința lor, tot sufletul lor, tot cugetul lor, toată puterea lor, toată virtutea lor să o pună doar în slujba lui Dumnezeu. Așa a făcut Maica Domnului. Și a reușit să trăiască viață fără păcat, să fie plină de toate virtuțile dumnezeiești și astfel să se facă împreună cu lucrătoare cu Dumnezeu la mântuirea noastră. Ea se spune că a fost răpită la cer de la vârsta de 5 ani, a văzut Sfânta Treime și a dialogat cu Dumnezeu, i-a spus lui Dumnezeu de suferința lumii, cât de mult suferă oamenii și văzând Dumnezeu curăția ei absolută, smerenia ei absolută și dragostea ei absolută, a ales-o cumva sau a confirmat, Dumnezeu se bucura de alegerea făcută, că a ales-o mai dinainte, ca ea să fie Maica
Fiului Său și să fie Maica tuturor celor ce cred și mijlocitoarea neamului omenesc, adică mijlocitoarea în fața lui Dumnezeu pentru întreg neamul omenesc. Și astfel Maica Domnului, ea practic se ridică la acest nivel dumnezeiesc prin care schimbă rostul femeii. Deci restaurarea femeii se petrece la Buna Vestire. La Buna Vestire, Maica Domnului, Fecioara absolută, pururea Fecioara, primind prin deplină libertate și prin deplină cunoștință, deplină cunoștință duhovnicească, deplină conștiință duhovnicească, să fie Maica lui Dumnezeu, adică să devină mamă, prin zămislire de la Duhul Sfânt și prin puterea lui Dumnezeu, ea devine în același timp și mama absolută. Ea devine mama absolută și astfel împlinește această sarcină sublimă pe care Dumnezeu a dat-o femeii de a fi fecioară și mamă. Ea este fecioară absolută și mama absolută, dar unește în același timp fecioria cu maternitatea. Străin lucru este mamelor fecioria, cântăm în acțiunul nașterii Maicii Domnului, străină și fecioarilor nașterea de prunci, dar întru tine, prea curată, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta toate neamurile pământului cu credință pe tine te ferici. Deci ea devine mama absolută și fecioara absolută. Prin aceasta începe restaurarea femeii. Desigur că au fost femei care au făcut lucruri plăcute lui Dumnezeu în toată istoria lumii. Sara, soția lui Avram, Rebeca, soția lui Isaac, Rahila, soția lui Iacob, Mariam, sora lui Moise, Senfora chiar, soția lui prorocului Moise, Debora, judecătoarea, Susana, atâtea femei care au fost vrednice, virtuoase, și, dar cu toate acestea nu s-a ridicat statutul femeii, nu s-a restaurat. Deci prin Maica Domnului, la Buna Vestire, să restaurează, zice, oarecum, de plin, începe restaurarea firii omenesc și începe prin femeie. Maica Domnului se spune că atunci când Duhul Sfânt a pogorât peste ea la Buna Vestire, a pierdut grija păcatului. Adică, în momentul în care s-a întrupat în ea, s-a zămizlit în ea, Fiul lui Dumnezeu, devenind și Fiul al omului, luându-și în ipostasul său și firea omenească, ea a devenit cer cuvântător, rai cuvântător. Și prin aceasta, ea a pierdut grija păcatului. Cum în rai nu se poate păcătui, așa și Maica Domnului, care este rai și în fine, ei era imposibil să producă păcatul. Ea a ajuns în imposibilitatea de a mai păcătui. Ei, această restaurare, deci cum v-am spus, ea s-a petrecut atunci a început la Buna Vestire. Dar ea s-a realizat de plin după răstignirea, moartea și învierea Mântuitorului. Mântuitorul Iisus Hristos, murind pe cruce, ca Fiul lui Dumnezeu, dar fără păcat, de dragul nostru, pentru mântuirea noastră, El omoară moartea, omoară, leagă pe Satan, sfărâmă iadul, înviază și îndumnezeiește firea noastră omenească, apoi o înalță de-a dreapta slavei dumnezeiești și trimite pe Duhul Sfânt. Ei, după trimiterea Duhului Sfânt, practic atunci se produce îndumnezeirea și restaurarea tuturor oamenilor prin botez. Prin botez, prin mirungere, prin spovedanie, părtășanie, practic toți oamenii care cred, bărbați și femei, devin în același timp și în același fel fii al lui Dumnezeu. Ei, acum, care este rolul femeii creștine și de ce biserica a rânduit o zi a ei ca femeie creștină? Deci, așa cum v-am spus, începutul restaurării femeii începuse prin Maica Domnului. Ea era cea din tâi care îl iubea pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lume. Îl iubea pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, cu toată puterea, cu toată virtutea ei. Ei, asemenea ei, s-au făcut și acel grup de femei pe care noi le numim Sfintele Mironosițe. Ele au iubit-o și ele au iubit și ele pe Mântuitorul, așa cum îl iubea Maica Domnului. Sfânta Maria Magdalena,
care fusese șapte demonii, celor șapte patimi. Sfânta Salomea, mama fiilor lui Zebedei. Sfânta Ioana, mama, soția lui Huza, un dregător al lui Irod. Sfintele surori, Marta și Maria. Toate îl iubeau și încercau să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos, așa cum îl iubea Maica Domnului. De aceea ele au fost învrednicite, pentru că femeia este o creație cu totul specială lui Dumnezeu, având oarecum puterea de a iubi, de a răbda, de a fi mai delicată. Mai mult, cu mult mai mult decât bărbatul, într-un raport mult mai mare. Bărbatul poate este 70% rațiune, 30% iubire. Femeia este 70% iubire, 80% și 20% doar rațiune. Are această capacitate de a iubi, de a răbda, mult mai mare, are această delicatețe, această frumusețe, această tandrețe pe care a dat-o Dumnezeu, ea fiind, ne spune învățătura bisericii, chipul creației. Dacă Dumnezeu, dacă bărbatul este chipul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos s-a întrupat ca bărbat, femeia este chipul creației și în același timp chipul bisericii. Femeia este chipul bisericii. Și le spuneam la mănăstiri, la Cășel, în ziua Sfinților Femei Milonosițe, văd Sfânta Liturghie este în familie, adică nu poate fi făcută fără preot și fără Sfânta Masă. Și dacă bărbatul este preot, el slujește liturghia, dar nu poate sluji fără Sfânta Masă pe care se săvârșește jertfa cea nesângeroasă. Așa este femeia în casă, adică bărbatul este chipul lui Dumnezeu, iar femeia este altarul de jertfă. Ea naște copiii în dureri, ea îi zămislește, și ea este altarul de jertfă al lui Dumnezeu, de aceea femeia în timpul celor 9 luni de sarcină este, se spune, ca și preotul în liturghie. Deci ea are un har a ei, o sfințenie a ei și Dumnezeu, iată că le-a învrednicit pe sfintele femei, le-a dat ca să fie apostol al apostolilor. Adică atunci când a înviat din morți, întâi s-a arătat Maicii Domnului, apoi s-a arătat, deci prea curat, apoi s-a arătat Sfinților lor femei, Sfinte Maria Magdalena, de două ori se pare, au mers de vreo trei ori ele dimineața la mormânt, apoi celorlalte Sfinte femei, și iată pe ele le-a trimis apoi să-i vestească pe ucenici, spunând, îl căutați pe Iisus, îngerul Domnului, care a vestit învierea, le-a spus, căutați pe Iisus Nazarineanu, cel răstignit, nu este aici, a înviat. Merge și spune ucenicilor lui, că va merge mai înainte de voi în Galileea. Și atât așadar, rostul femeii este de a învăța credința, de a trăi credința, de a trăi iubirea dumnezeiască, de a învăța iubirea dumnezeiască pe cei din casa ei. De a învăța nu public, ci de a învăța în taină, în casa ei. Acesta e rostul femeii. Rostul femeii rămâne un rost de inimă. Ea nu este o reclamă, ci cea care ține reclama, un standard, așa cum este sigla unei firme, dar important e cine ține firma. Așa este rostul femeii. Femeia nu este ea făcută să iasă în față, ci să aibă substratul de inimă. Toate ies din inimă, bunele și relele. Și de aceea, iată, rostul femeii este acest rost de a trăi credința, de a trăi iubirea lui Dumnezeu mai ales, trăi iubirea și de a naște și de a crește sfinți. Acesta e rostul femeii dintotdeauna. Maica Domnului a născut un Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu, un Fiu de Dumnezeu, care s-a jertfit pentru noi, a trăit viață fără păcat și a murit pentru noi în chinurile crucii cel mai grele. Iată ce putea să facă mai mult să nască un Fiu de Dumnezeu și care să fie mântuitor, care să moară pentru mântuirea noastră, pentru mântuirea noastră și îndumnezeirea noastră, iertarea păcatelor noastre și restaurarea lumii. Ei, acesta e rostul tuturor femeilor. Și de-a lungul istoriei, adevăratele femei acest lucru l-au făcut. Noi avem din istoria Bisericii, alături de Sfintele Femei Milonosițe, pe Sfânta Monica, mama Sfântului Augustin, fericit de Augustin, care 18 ani a plâns,
Sfântul Augustin, Augustin să se întoarcă la credință, că era cel mai mare filozof din vremea lui în apus, un mare profesor și retor, dar care trăia o viață destrăbălată. Și după 18 ani de la când l-a întors și l-a făcut cel mai mare sfânt al apusului, Sfântul Ambrozie al Milanului, când a întâlnit-o pe Sfânta Monica, pe mama Sfântului Augustin, fericitul Augustin, i-a spus, i-a ascultat doleanța inimii ei, care i-a spus, preasfințit, am fiu, care, iată, nu este pe calea credinței, ci este pe calea păcatului. Și Sfântul Ambrozie a admirat-o și a spus, fiul unor asemenea lacrimi nu poate să piară. Și, într-adevăr, Sfântul Fericit Augustin s-a întors și a devenit cel mai mare sfânt părinte al apusului. Așa este Sfânta Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur, care a rămas văduvă la 20 de ani. Și o văduvă tânără de 20 de ani, atât de frumoasă, pe care au dorit-o toți demnitarii împărătește ai lumii de atunci, inclusiv împăratul și-ar fi dorit o soție, a renunțat la tot, a trăit în credință, în focul credinței, în focul iubirii dumnezeiești și în focul suferinței al văduviei și l-a crescut pe Sfântul Ioan Gură de Aur, făcându-l cel mai mare om din secolul IV, cel mai mare sfânt și cel mai mare om din secolul IV. Bine că i-a avut un singur gând, ca fiul ei să fie cel mai sfânt și cel mai mare om din vremea lui. Și a jertfit totul pentru aceasta și l-a făcut pe Sfântul Ioan, după ce l-a școlit la Atena și la toate locurile care se putea școli atunci, l-a făcut cel mai mare sfânt al bisericii, poate în secolul IV și poate dintre cei mai mari din toate timpurile. Asemenea, Sfânta Emilia, mama Sfântului Ioan, care era nepoată de mucenici și fiică de sfinți, n-a vrut să căsătorească, s-a căsătorit, a născut 10 copii, 4 au murit de mici, dar pe 6 a crescut în așa fel încât au ajuns mari sfinți ai bisericii. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nisa, Sfântul Petru al Sevastiei, trei sfinți episcopi, Sfântul Navgrate, mare făcător de minuni, Sfânta Macrina cea tânără, fiica ei, mare sfântă cuvioasă stareță. Iată, la fel Sfânta Nona, mama Sfântului Grigore, teologul, l-a tras la credință pe bărbatul ei, pe Sfântul Grigore cel Bătrân, și l-a făcut sfânt și episcop, a trăit 105 ani, și apoi pe Sfântul Grigore. Și iată ce rol minunat au avut mamele. Mamele întotdeauna au avut acest rol de a dărui Sfinți lui Dumnezeu. Noi avem, iată, până astăzi, pe mamele Sfinților noștri voivozi, mama lui Sfântului Ștefan cel Mare, Maria Oltea, care s-a avuit călugăriță, monahia Maria Oltea, care atât era de credincioasă, încât atunci când Sfântul Ștefan s-a întors odată dintr-un război cu turcii înfrânt, nu l-a primit în cetatea Sucevei. A închis poarta și a spus, tu aici nu intri fără biruință. Eu te-am educat să-ți dai viața pentru țară, să te jertfești pentru țară și pentru Dumnezeu. Nu să te întorci înfrânt ca un laș din iubire de sine, să-ți fie ție bine. Și a spus, du-te la oștire pentru țară, mori, și îți va fi mormântul coronat cu flori, spune poetul Bolintinianu, știți voi. Adică ea își dorea ca fiul ei mai bine să moară mucenic, martir, mucenic și erou pentru Dumnezeu și pentru țară, că se întoarcă înapoi. Așa este mama Sfântului Meliton, din cei 40 de sfinți mucenici din Sevastia, care, atunci când erau duși să li se zdrobească fluierele picioarelor, după ce ei înghețase, îi ținuse într-un lac noaptea foarte frig, înghețase și acum îi ducea să le zdrobească fluierele picioarelor și apoi să-i ardă. Și punându-i pe mai multe căruțe, trupul celui mai tânăr, a Sfântului Meliton, de 24 de ani, a căzut dintre celelalte trupuri. Și mama lui, de 72 de ani, îl născuse la o vârstă înaintată, la vreo 48 de ani, 50, spune că l-a luat în spate și a alergat în urma căruțelor cu fiul ei în spate, un tânăr soldat de 22-23 de ani, spunând, eu vreau să fiu maică de mucenic până la capăt. Eu nu vreau să fiu, ca fiul meu să nu fie mucenic al lui Hristos până la capăt. Iată, adevăratele mame sunt dăruitoare de
fiii lui Dumnezeu, adică dăruiesc pe mari sfinți al lui Dumnezeu, dăruiesc mucenici. Noi avem pe mama Sfântului Amfilohie, de icoană, un sfânt mucenic, sfânt ierarh care a fost martirizat, a pătimit 42 de ani. Și este cea mai îndelungă mucenicie din istoria bisericii, iar mama lui, mama Sfântului Amfilohie, când el avea 9 ani, a trecut la Domnul. Și ea a lăsat un cuvânt testament pentru fiul ei de 9 ani și a spus: copilul meu, lumina ochilor mei, tu ești sânge din sângele meu, ești carne din carnea mea, te-am hrănit cu lapte din pieptul meu. Tu să devii mucenic al lui Hristos, tu să nu ai alt gând pe lumea aceasta decât să suferi pentru Hristos, decât să devii mucenicul lui, să-și vezi sângele pentru el, că prin aceasta voi deveni și eu mucenița lui. Vărsându-ți tu sângele luat din sângele meu, voi fi și eu muceniță, voi avea și eu cinstea mucenicilor. Iată ce frumos! Iar Sfânta Felicitas, o sfântă din anul 150 de la Roma, este una dintre cele mai frumoase exemple din istoria Bisericii, a privit la martirizarea sau la mucenicia a 7 copii a ei. Era în anul 150 și după ce au fost închiși o lună de zile, mama de 72 de ani cu fiii între 38 și 18 ani, cei 7 fii, au fost scoși pentru a fi torturați și decapitați pentru credința și iubirea lor de Hristos. Și guvernatorii a spus mamei: iată, tu i-ai dus pe copii la iubirea lui Hristos. Tu ești cea care i-ai dus la credința creștină și i-ai făcut să se lepede de zeii noștri păgâni, strămoșești. Iată, de aceea tu o să fii martirizată prima. Și ea a spus, l-a rugat, zice, zicând: nu vreau eu să fiu martirizată prima, ci martirizați-i pe copiii mei întâi. Tăieți-i pe fiecare și pe mine lăsați-mă ultima, ca pe cea mai bătrână. Și au tăiat capul după ce l-au torturat primului copil. Și ea atunci s-a închinat până la pământ, a făcut metanie mare, s-a închinat și a spus: Doamne, primește darul pe care Tu mi l-ai dat. Primește-l pe cel întâi născut al meu pe care Tu mi l-ai dat și în împărăția Ta. Apoi s-a închinat a doua oară, primește pe al doilea și tot așa la toți cei 7. Iar la sfârșit, după ce s-a închinat de 7 ori până la pământ, mulțumind lui Dumnezeu și spunând: Doamne, primește rodul pântecelui meu pe care Tu mi l-ai dat, ea s-a închinat și a 8-a oară și a spus: Doamne Iisuse Hristoase, Dulcele meu Mântuitor, Dumnezeu meu, primește-mă și pe mine, roaba ta, acolo unde ai primit pe robii tăi, copiii pe care mi-ai dat într-o împărăția ta ca muceniță. Și așa și-a plecat capul și ea sub sabie. Iată, vedeți, deci, duhul adevăratelor femei, mucenicii adevăratelor femei creștine. Acesta este rostul femeii creștine de a naște și crește copii pentru Dumnezeu sau de a se dedica lui Dumnezeu. Sunt atâtea femei tinere, chiar prințese, principese, care au lăsat totul pentru dragostea mirelui Hristos și au trăit în dragostea lui și au ajuns sfinte, cuvioase sau mucenițe atât de minunate cum e Sfânta Muceniță Ecaterina, Sfânta Barbara, Sfânta Irina, Sfânta Tecla și alte, Sfânta Cuvioasă Parascheva, care au trăit pentru Dumnezeu, dăruindu-se lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos și arătându-ne cât de frumos poate trăi femeia pentru Dumnezeu și cât de mult îl poate ajuta pe bărbat, păstându-și rânduiala firiei. Nu trebuie femeia să fie preot sau prefect, să femeia să fie în funcție de bărbat. Nu acesta este, da, ea, ci ea trebuie să-și facă, trăiască în rolul ei pe care l-a dat Dumnezeu, în care să poate să-și manifeste iubirea ei nesfârșită și bunătatea ei nesfârșită dată de Dumnezeu și dulceața ei sufletească, lumina ei și tandreța ei și delicatețea ei a care le-a dat Dumnezeu, mai ales prin nașterea creșterii copiii și educându-i pe copii în Sfințenie și odihnindu-și bărbatul după o zi de muncă, să găsească o pace și o bucurie, ca și cum ai găsit un altar al Domnului, așa trebuie să găsească în casa și în inima femeii.
Acesta este rolul care îl are femeia și pe care i l-a dat Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și ale tuturor sfinților femei, să ne miluiască pe noi, să ne călăuzească pe calea Lui cea dreaptă. Dumnezeul nostru slav, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat!